Da, nu, nu, nu înțeleg ce-i cu accentul ăsta, e un fel de accent țigănesc, ardelenesc, moldovenesc, ungurez. Da, mă, filmează mai bine, mă! Doamne! Salut, bă, jacalilor! Ce faceți? Bă, sper că voi sunteți bine, că nu sunteți răciți, că nu aveți mucea, nu tușiți în continuu. Vă rugămințeam la începutul videoului să vă ascultați, mamele, când vă spun să nu beți apă rece de la congelator sau frigider. Au dreptate, pur și simplu, ascultă ce zic eu aici. Ca doar fi să dați acolo un follow pe Instagram cei care n-ați dat, ca să pot să-mi pun și eu profilul pe persoană publică, știi, că am nevoie. Și acum să facem video. Astăzi, după cum ați văzut din titlu, reacționăm din nou la o chestie interesantă. Mamă, ce chestii noi avem pe aici. Vezi că tot începe școala, să începem noi în forță cu un machiaj de școală. Are 5.000 de dislike-uri, frate. Ăsta e machiaj de școală 2.0, știi? E versiunea nouă. Chit că e postat în 2014, e versiunea nouă. Cam asta se întâmplă când nu ești cu trendul, afli de el după vreo 3 ani, aproape 4, dar e ok. Ca de fiecare dată eu îi dau un like, chit că nu știu, hai să poate ajungem să o egalăm cu 5.000 de dislike-uri, deși nu prea cred. Să fie clar, eu nu mă uit 12 minute la așa ceva, că mă ia cu de-astea, știi? Oricum, cred că sunt singurul YouTuber român la care un videoclip de reacție durează de 3 ori mai puțin decât videoclipul la care reacționează, deci da. Anonimo, arată-ne ce poți, hai! Bună ziua, dragi copii! Bună ziua! Aici v-am adus machiajul de școală. E foarte tare, pentru că sunt nuanțe expirate, dar de aia îmi place. Bă, du-te, dracu! Măi, tu-i șacra măsii și-i place, mă! Le sper că video ăsta e un pamflet, dacă nu e un pamflet, tot sper că e un pamflet, că nu vreau să cred că e adevărat. Am creonul de ochi. Ochi. Da-i, tati, cu ochii. Și ăsta l-am luat din gunoi. Ai pus mâna pe gunoi după ce ai dat pe la gură, e, am înțeles, e... Dar nu mai spune de gunoi, că deja am vomit plămânii din mine, chiar nu trebuie. Mamă, dar ce butuș de deget are, nu te miște și eu. Își face codiță, frate, mi-o, dar are butucul mai mare decât ăla meu, ești nebun. Și unghii de asta care dă cu sapă, are, ești nebun, îți arată asta un pământ într-o oră, frate, ești nebun la cap. Eu care nu pot să fac un rotund de asta nici pe foaie, tipa asta și-l face pe față. E ceva de e apreciabil, mă înțelegi? Uite cu câtă perfecțiune și-l face. Vedeți? Frate, mi uite cum se uită la mine. Trebuie să fac un meme cu chestia asta, serios. Adică uite-o leacă cum e. Când vezi că mâine e 11 septembrie, când prietena ta cea mai bună ți-a mâncat ultima caramică, acel moment când apeși like când citești conversația cu fostul, când maică ta ți-a i 5-6600 dar i-ai spus clar că vrei AMD e fix 8530, când ai deschis incognito dar o auzi pe maică ta cum deschide ușa de la cameră. Facem și un ochi. Uite ceva, îți mai faci un ochi, dar are vreo 3 până acum, nu știu cât îți mai face, e ok, e bine. O, eu că-s tot bine, dar... Se vede că e din gunoi, cum să nu se va? Deci tipa asta e ardeleancă cu butuș de moldoveancă, e combinația perfectă. E femeia pe care ți-o dorești, asigur eu. Mă rog, deja m-am plictisit, o să dau pe la 3 ceva. Și acesta. Acesta, vedem? Fine. E fain, ok. Bă, dar nu știu de ce s-o pus pe... Zici că video ăsta cred că e filmat la o casă de aia de țară, știi? S-o pus pe prisp acolo, că-i peretele așa, știi, dat așa cu... E chirpiș de la urât, așa, da, cu galben, culori de alea de bătrâni, ești nebun. Ca să se îmbine cu nuanța peretelui și-o luat pantalon cu cranii. E super, frate, ce să-mi... Băia, mă! Vede cameramanul. Dacă redești cameramanul, e video amuzant, tare. Maica mi-a filmează foarte prost. A, maica ta... No! Bă, nu vreau să cred că a filmat-o maică sa. Ce părinte sadic ești să-ți vezi așa copilul cum se maltratează cu dealea pe la ochi și cum vorbește cu ai de capul meu. E un bătros, adică bat, camera bate roz. Da, e ok, e bine. Cu două de... Bă, aia DHD, ce mă n-ai bine. Bă, nu știu cum se întâmplă. Bă, toți, bă, parcă au ADHD așa când fac și o reacție. Bă, parcă s-au pus toți, mă, să aibă ADHD așa. Este foarte expirată. Să iau o pensulă. Da, te dai cu ruj cu pensula, am înțeles. Bă, stai așa, adică dacă te dai cu rujul direct pe buze și expirat, sau dacă te dai cu pensula cu ruj pe buze expirat, nu e aceeași. O să țin pe asta că-s răcit eu și nu știu, poate văd dublu, triplu, poate asta chiar nu, poate asta e cenușărea, să nu-i baba de ochia, poate cine știe. Ui, dar ce bag acolo, n-ai o treabă. Te facem buzele mai mari că nu o să observe nimeni. Da, nu observă, nu, e bine. Eu personal abia am văzut că sunt machiat, nu știu cum, nu prea observă. E un machiaj de la bun, știi, care să nu-ți dea seama, doar te schimbă așa un pic. Ascunde ridurile un pic, adică acolo cu roșu se vede că-s așa ascunde. Bă, dar nu înțeleg ce-i cu accentul ăsta, e un fel de accent țigănesc, ardelenesc, moldovenesc, ungurez. Mamă, filmează
Zi mai bine, mă! Doamne! Mai are un pic și închide camera cu tot, ești nebun. Doamne, eu chiar nu mai rezistez, dau mai încolo. Nu știu de ce mă uit la așa ceva. Doamne! Vorbește, fă frumos, că dau report. Ești fiica lui Babadook, ea nu ești Babadook. Ea nu era chiar așa de frumoasă. Doamne, bine că există editat, că dacă mă uitam 11 minute la videoclipul ăsta, serios, că îmboram plămânii direct. Nu mai până la sfârșit, gata, i-am dat like, sper că e mulțumită. Doamne, fut tare videoclipul ăsta. Da, văd că am cadrat videoclipul ăsta la categoria de comedie. Bă, ce vreau să vă spun e că m-am prăpădit de tot de râs. N-am pauză, eram pe... Am râs așa tare că mi s-au desfundat sinusurile. Am râs așa tare că mi-au plecat amigdalele. Am râs așa tare că mi-au plecat mucii în alt naț. Ești prost. Gata, Doamne, iartă. Da, cam asta a fost video, îmi cer scuze că s-a așa răcit. Efectiv mă simt ca un șervețel plin cu muci vorbitor și negru eventual, nu? Trebuie să-mi treacă, nu v-am zis la început, baftă cu școala, bă. O fi, o să încerc să țin același program, dacă nu mai văd eu când apar. Și ne vedem data viitoare, bă, nu uitați, dacă aveți videoclipuri mai așa, mai ca lumea, să mi le dați pe Facebook să reacționez. Un follow pe Instagram și... Ne vedem, am plecat, bă. V-am pupat, bă. Pa, bă. Paradox, tu nici nu știi ce înseamnă. Uită-te în dicționar înainte să te mai bagi în seamă. Ascultă, asta nu se seamănă. Găsesc greu test tot ce spui ca un preot care se leagănă. Fantomatic, banii sunt ca hârtia igienică. Îi arunci după căcaturi. Banii sunt nimic în lumea asta. Poți să vrei, nu poți să iei.